să aveți bucurie sufletelor dragi. Cu siguranță întâlnirile mele cu dumneavoastră, mai ales seară de seară, vă surprind pe mulți. Mulți vă întrebați oare cum este posibil ca părintele să ajungă în casa noastră în fiecare seară sau în fiecare zi. Și iată-mă și astăzi în căsuța dumneavoastră, în căsuța poveștilor vieții dumneavoastră, pentru că tot ceea ce vă vorbesc, să știți, vă vorbesc de la suflet pentru suflet. Astăzi ne-am ales o temă extrem de interesantă și sensibilă, pentru că cu toții, cei care urmărim, poate pentru prima dată, cu toții cei care ascultăm cuvintele unui preot care vă vorbește de la suflet pentru suflete, ne punem întrebarea pe care o citim de altfel pe micul ecran: cum putem scăpa de bolile și suferința care ne acoperă și ne apasă sufletul? Iubiții mei, să știți că mulți dintre noi trăim astăzi povești triste, povești care ne-au adus prin tristețea și neîmplinirea lor multă nefericire. Toți cei care astăzi ați deschis televizorul întâmplător și mă ascultați cu nerăbdare sau cu bucurie, aș vrea să știți că întâlnirile mele cu dumneavoastră pe calea undelor și, sigur, și în Sfânta Biserică nu sunt întâmplătoare. Întâlnirile pe care oamenii le au în această viață și în acest univers sunt rânduite și acceptate de Dumnezeu, pentru că altfel nu ar fi. Dacă ar exista acea întrebare pe care cineva ne-ar pune-o: ce ai realizat în această viață, omule? Și ce vei face atunci când necazul îți va bate la ușa sufletului tău? Vei fi pregătit să-i faci față? Și vă spun că, din păcate, mulți dintre noi nu suntem pregătiți. Nu suntem pregătiți să răspundem cu gânduri pozitive la necazurile care pot veni oricând, să ne acopere liniștea familiei sau să ne-o tulbure. Și după cum observăm, vedem în jurul nostru multă nefericire și toată această nefericire și toate aceste necazuri au legătură cu lumea, cu viața și cu oamenii pe care noi teoretic ne-am ales și viața pe care noi ne-am construit-o. Am repetat aceste lucruri pentru că prin expunerile mele, prin cărțile mele pe care le vedeți aici pe micul ecran, încerc să vin și să vă explic celor care mă ascultați cu interes că unii dintre noi trăiesc o viață care nu are legătură cu realitatea. Tot ce vedem aici, aceste cărți, tot ceea ce ascultăm noi în fiecare zi, în fiecare seară, toate cuvintele care ne pansează sufletul sunt mesaje care nu numai că ne pot influența și schimba viața, dar ne pot reconstrui ceea ce alții au dărâmat. Aș vrea, iubiții mei, să nu vă lăsați niciodată învinși. Să nu vă lăsați niciodată învinși de răutatea, de invidia și de superficialitatea pe care unii oameni o au față de voi. Aceștia sunt oameni mici. Aceștia sunt oameni care vor fi o vreme așa, până când ceva li se va întâmpla și va trezi probabil la realitate, pentru că și cei care au fost în funcții mari,
au ajuns să fie smeriți. Și așa cum i-a smerit Dumnezeu pe aceștia și pe dumneavoastră, cei care astăzi suferiți, vă va ajuta Dumnezeu și vă va mângâia, iar celor care vă aduc suferință, aceia teoretic vor plăti pentru tot ceea ce astăzi v-au adus în viața voastră. Întrebarea pe care cu toții, cred că cel puțin o dată în viață ne-am pus-o: cum putem scăpa de bolile acestui trup încercat de multe suferințe și dureri? Aș vrea să răspund la această întrebare cu o altă întrebare. Ca să-ți protejezi trupul fizic și ca să te afli într-o relație perfectă cu Universul, din care tu faci parte, tu, soția ta, soțul tău, copiii tăi, trebuie să fii în primul rând împăcat sufletește cu tine însuși și cu Dumnezeu. Și aș vrea în această seară să faceți un exercițiu înainte de a vă pune la somn, să vă uitați în oglindă pentru câteva secunde, poate minute, și să vă întrebați, atunci când vă priviți chipul, atunci când vă priviți ochii, ce vedeți în ei? Vedeți bucurie sau tristețe? Pentru că viața noastră, din păcate, s-a schimbat atât de mult la mulți dintre noi, încât am ajuns să nu ne mai recunoaștem și să nu ne mai înțelegem noi suferințele și durerile pe care noi le avem, pentru că întotdeauna am luptat și ne-am sacrificat timpul și energia pentru ca pruncilor noștri, copiilor noștri, nurorilor, nepoților să le fie bine. Și ne vom întreba și ne întrebăm noi cu ce ne-am ales. Am ascultat și ascult zilnic povești triste, în care oamenii care și-au sacrificat poate ani de tinerețe, astăzi sunt într-un azil de bătrâni resemnați, pentru că lipsa de recunoștință, lipsa de iubire pe care voi de fapt le-ați dat-o copiilor nu mai există, iar aceștia, din dorința de a scăpa de povările sau de povara grijii și a bătrâneților dumneavoastră, au ales și aleg drumul cel mai simplu: să se lepede de cei care le-au dat viață și cei care i-au adus pe această lume. I-au adus pe această lume cu un scop, iar scopul fiecărui părinte este acela ca să-și vadă copilul fericit, și nici într-un caz ca pruncul, copilul în care a investit bani, energie, dragoste, să-l conducă la un azil și să-l lase acolo la mila și la îndemâna unor oameni care, oricât de buni ar fi profesioniști, oricât de multă jertfă și dărnicie ar avea-o pentru un om, dacă nu există acea dragoste, acea dragoste care coordonează sau care formează de altfel acel liant, acea energie între mamă și copil, între copil și părinți, de aceea și durerea este foarte mare atunci când ne pierdem un părinte sau când ne pierdem un copil. Dacă această energie nu există și aceasta este compromisă, lucrurile nu mai stau la fel. V-am vorbit de fiecare dată despre puterea pe care o aveți în voi de a vă găsi liniște, de a vă găsi de fapt ceea ce vă lipsește, echilibru emoțional, pentru că cea mai mare suferință, ca să nu-i spun boală, pe care astăzi omenirea o are, nu este legată neapărat de boala incurabilă, și nu vreau să-i dau numele, ci este legată de depresia și anxietatea în care oamenii trăiesc. Oamenii
sunt conduși de frică. Oamenii se tem de ceea ce se va întâmpla mâine. Și de ce se tem? Pentru că nu există nimic solubil ca teama lor să fie doar o teamă, o simplă teamă sau un mit, ci este bazată pe tot ceea ce înseamnă instabilitatea, tot ceea ce se întâmplă în țară și în familia lor. Să știți, iubiții mei părinți, când copiii vor să vă părăsească sau să plece de lângă voi, înseamnă că voi, părinții, poate n-ați avut suficient timp să le înțelegeți nevoile și să-i faceți să înțeleagă că energia pe care voi o puteți, le-o puteți oferi și dragostea voastră este mai prețioasă decât nebunia sau dorința aceasta de a explora și a încerca noul. Sunt și excepții și trebuie să le amintim că excepțiile sunt de altfel influențate și pot fi schimbate de anturajul pe care tinerii îl au din formarea și din tot ceea ce înțeleg ei că este normal să se întâmple. Câte vreme anormalul devine normal, iar normalul deja devine ceva bătrânesc, ceva depășit și lucrurile acestea încep să ne doară pentru că ne dăm seama în ce rătăcire trăiesc acești oameni, acești tineri, care de fapt vor fi și vor reprezenta, nu peste mulți ani, viitorul moral și spiritual al acestei țări. Prin aceste emisiuni, iubiții mei, vă vorbesc eu, preotul Emilian, preotul duhovnic, care prin nevrednicia mea, prin experiența poate pe care am dobândit-o ascultându-vă sute, mii de oameni de-a lungul anilor, vin să vă învăț lucruri pe care trebuie să le știți și să nu le repetați sau să nu ajungeți să le trăiți așa cum unii semenii noștri le-au trăit, le-au experimentat și acum plâng. Plâng unii după alții pentru că s-au risipit, s-au pierdut. Am cunoscut cupluri care se regretă că nu mai sunt. Am cunoscut tineri care astăzi plâng pentru că sunt nefericiți sau pentru că sunt batjocoriți sau neprețuiți. Și să știți că este dureros să-ți dai seama că trăiești în casă cu un soț sau cu o soție care nu te prețuiește, cu un copil care în loc să-ți vorbească frumos ție, mamă sau tată, te înjură sau îți vorbește așa peste umăr, întrebându-te de altfel ce meriți sau de ce? Ce meriți tu sau de ce își permite cineva sau cu ce ai greșit ca să ți se întâmple o asemenea dramă? Poate este un cuvânt prea dur, dar să știți că sunt familii care trăiesc asemenea drame și care vin cu mic, cu mare la bisericuță să ceară ajutorul la Biserica Maicii Domnului, pe care eu am ctitorit-o în orașul Voluntari, în Pipera, Aleea Frezilor numărul 10. Acești oameni care vin acolo vin de altfel nu ca să mă întâlnească pe mine, ci vin acolo pentru că au auzit că la acea bisericuță numită și Biserica Îngerilor, Colțul de Rai, unde vă aștept cu drag sâmbătă, duminică, acolo este un mare sfânt și când spun mare sfânt îmi asum ceea ce spun, pentru că minunile Sfântului Pangratie pe care îl vedeți acum pe micul ecran sunt atât de mari și atât de puternice încât și pe mine ca preot mă uluiesc. Și mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru binefacerile pe care Sfântul ni le dă nouă. Ni le dă nouă oamenilor care venim să cerem ajutorul ca prin mijlocirea sa să ne ceară înaintea Sfinților și înaintea lui Dumnezeu să ne ceară ajutorul de care avem nevoie pentru ca noi să ne eliberăm de problemele
care ne aduc atâta suferință. Ca să fiu înțeles, atunci când te doare o măsea, te duci la dentist, ți-o scoate și ai eliberat, de fapt, locul care inflamat fiind ți-a produs suferință. Atunci când te doare capul, te dor picioarele, mâinile, te duci la medici de specialitate, te consulți cu ei și aceștia te învață ce ai de făcut ca tu să te eliberezi de suferința care te apasă. Și eliberându-te de ea, să te bucuri și să poți din nou zâmbi că ți-ai rezolvat o problemă care îți aducea durere. Când te doare sufletul, și atenție ceea ce vă spun, când te doare sufletul și ești trist și necăjit, te duci la Sfânta Biserică. Te duci să-ți cauți alinarea. Și așa cum am spus-o și în alte emisiuni, ați fost la sute, poate, zeci de preoți în toată țara unde ați auzit că este posibil sau că ar fi posibil să găsiți o rezolvare la problema și durerea și neputința voastră. Iubiții mei, aș vrea să știți că noi slujitorii, duhovnicii, avem poate de multe ori păreri diferite sau recomandări diferite și sfatul meu pe care vi-l dau este acela de a urma acel duhovnic care va aduce liniște sufletului vostru și vă umple sufletul de bucurie. Dar pentru a găsi acel duhovnic, tu trebuie să faci un minim efort de a te duce la Sfânta Biserică, de a asculta Sfânta Liturghie, de a te ruga și de a-ți vindeca sufletul de tot ceea ce se numește în termeni științifici probleme din trecut, ca să nu folosim un cuvânt pe care dicționarul limbii române îl are și pe care nu vreau să-l amintesc ca nu cumva să fiu interpretat. Dar problemele care sunt legate de sufletul tău au o mare importanță în tot ceea ce înseamnă perspectiva ta de evoluție și de construcția viitorului, începând de la căsătorie, copii, o viață normală și fericită, până la momentul în care ai plecat din această lume mulțumit sau mulțumită că ai construit și ai lăsat ceva frumos în urmă. Aș vrea doar să vă gândiți cât de mult s-a schimbat lumea. Aș vrea să vă uitați puțin în jur, să vedeți că sunt oameni cu lacrimi în ochi, oameni care vorbesc singuri pe stradă. Nu departe de țara noastră există un război unde oamenii tremură de frică. Un război care, iată, a lovit această lume puternică și care de fapt nu era așteptat, dar care ne face pe noi să înțelegem că avem datoria de a fi mai buni. Avem datoria de a fi mai buni și de a-L ruga pe Dumnezeu să ne păzească ca noi, oamenii, noi, acest popor, mic, dar mare la suflet, să nu fim răutăcioși și dezbinați, pentru că am fost în multe țări străine. Atâta dezbinare și ură cât am întâlnit între români, n-am întâlnit la nicio altă nație. Fugeau românii unii de alții și se jenau să spună că sunt români și asta m-a durut. Acolo unde erau probleme, circ, scandal, printre zecile de participanți, era amintit și câte un nume de român. Și eu încercam să le spun acelor oameni că nu asta este România. Că dacă un om se ceartă, că dacă un om înjură, dacă un om face scandal, nu înseamnă că tot poporul este așa. Noi suntem un popor creștin. Dar ca să înțelegem ce înseamnă să fii creștin, înseamnă, repet, să știi să renunți la orgolii și să fii bun.
Înseamnă să știi să-ți organizezi timpul și să lași timpul lui Dumnezeu, să fie al lui Dumnezeu. Și dacă poți, și repet, dacă vrei, să-ți aduci în viața ta un ocrotitor și un păzitor al sufletului. Și în cazul nostru, vi l-am recomandat și vă recomand pe Sfântul Mare Mucenic Pangratie. Vă dau un scurt exemplu, care sigur că poate fi interpretat greșit, că o anumită persoană minunată dorea să își vândă un loc de parcare tocmai pentru a-și ajuta copiii. Acel loc de parcare era expus la vânzare de foarte mult timp, cred că aproape un an. Și întâlnirea mea cu această credincioasă s-a împlinit prin comunicarea, prin dorința pe care dânsa o avea de a fi sănătoasă, de a ști copiii fericiți și totodată de a ajuta. Pentru că fiind plecați într-o altă țară, au nevoie de ajutorul și câtă vreme mama trăiește, copiii știu că au acolo o proptă, au pe cineva care cu drag se gândește la ei și care îi va ajuta. Și a spus: Doamne, eu nu pot să vă pomenesc în liturghii și să cer lui Dumnezeu lucruri care țin de partea materială, dar întrebați-L dumneavoastră pe Sfânt ce trebuie să faceți și dacă poate Sfântul să vă ajute. N-au trecut 7 zile sau o săptămână și m-a sunat într-o dimineață, eram în Sfânta Biserică, să-mi spună cu bucurie că dorința ei s-a împlinit. Aceasta este, iubiții mei, o bucurie atât de mică, poate și neînsemnată pentru mulți, dar ea a putut fi realizată pentru că acel suflet care s-a rugat Sfântului nu s-a îndoit niciodată că Sfântul nu ar putea să o înțeleagă sau să o ajute, mai ales că i-a promis Sfântului că dacă va ajuta să-și împlinească visul și dorința de a realiza dorința, de a-și realiza dorința și de a-i ajuta pe copii, ne va ajuta și pe noi să construim racla, căsuța pe care dorim să o construim Sfântului Pangratie, moaștele Sfântului Pangratie pe care noi le avem, să fie așezate într-o raclă frumoasă despre care v-am vorbit într-una din seri și v-am arătat proiectul și pe care vreau să o avem cu ajutorul lui Dumnezeu terminată până la data în care ne vom întâlni cu drag. La data la care vom veni să ne rugăm și să-i mulțumim Sfântului pentru darurile pe care ni le-a dat ca răspuns al rugăciunilor noastre, mai ales că poate știți sau nu știți, cei care ați venit la bisericuță și cei care n-ați venit și vă invit, există acolo o cutie a dorințelor în care fiecare om își scrie o dorință de a avea copii, de a avea împlinire în dragoste, de a-și găsi perechea sufletului, de a se căsători, de a-și găsi liniștea sufletească. Și acele bilețele se pun lângă racla cu moaștea Sfântului. Vreau să vă spun că mulți dintre cei care au pus bilețele acolo au venit cu bucurie să-mi spună: Părinte, minunea s-a întâmplat și ce am scris acolo și ce am cerut ca mijlocire Sfântului astăzi, pot să spun că trăiesc acea dorință cu bucurie. Dacă vreți ca în viața voastră să se schimbe ceva, iubiții mei, profitați de darurile pe care Dumnezeu vi le-a dat. În orice colț al țării ați fi, aveți sfinți, aveți moaște la mănăstiri,
aveți icoane care s-au dovedit a face minuni, aveți atâția duhovnici minunați și buni în toată țara pe care îi puteți vizita și căuta. Și cei care vă veți face timp și veți considera că merită efortul ca odată în viață să veniți la un loc sfânt, un loc în care raiul poate fi văzut și trăit, pentru că acolo se îmbină cerul cu timpul și timpul cu prezentul și se întâlnesc acolo sufletele minunate și se bucură împreună cu Sfântul Pancratie, ajutătorul nostru, Sfântul inimii și a dorințelor, pentru că uitați-mi să fac o precizare că data de 26 este ziua dorințelor și sunt convins că mulți dintre cei care mă ascultați azi aveți câte o problemă, câte o dorință, iar problemele care dumneavoastră le aveți sunt de fapt aici. Aici au cheia rezolvării în această carte numită Dezlegarea celor 7 noduri ale vieții, unde găsiți acatistele, găsiți inclusiv canonul și acatistul Sfântului Pancratie, pe care citindu-l timp de 40 de zile în fiecare zi, veți observa că multe din problemele voastre pe care astăzi le aveți și cu care vă confruntați vor trece și vor pleca din viața voastră, pentru că în locul lor a intrat de fapt sfințenia și credința că Dumnezeu este mai puternic decât orice încercare și orice viață grea pe care noi am avea-o în fața dragostei lui Dumnezeu și a sfințeniei. Nimic nu rezistă. Vă voi da un simplu exemplu. Puneți-vă, iubiții mei, acasă la voi, 3 pahare cu orez, le puneți apă la jumătate, le puneți pe același raft și primului pahar vorbiți-i frumos, spune-i: frumusețea mea, iubirea mea, ce frumos ești și cât de mult te iubesc. Și aceste cuvinte le rostiți de 2 ori pe zi la un pahar. Celui de-a doilea spune: urâtule, răule, și folosiți de fapt cuvinte care sunt opusul primelor cuvinte pe care eu vi le-am spus și veți vedea că nu trece o săptămână și diferența dintre cele 2 pahare despre care eu v-am vorbit, în care la unul de fapt unul dintre ele îi vorbești frumos și celălalt îi vorbești urât, este colosală. În primul, unde vibrația cuvintelor tale este frumoasă, veți vedea că înfloresc particele de viață. Veți vedea că acel pahar, acel orez, prinde viață și începe să fie frumos mirositor. Cel de-al treilea, pe care l-ai ignorat, se va usca, se va strânge, deși este din aceeași apă, din același material, și va deveni urât mirositor, iar celălalt în care tu ai vorbit urât, la fel, va deveni urât mirositor și stricat, pentru că cel a stricat pe el nu a fost, de fapt, timpul și nici zilele care au trecut, ci energia cuvintelor tale pe care tu le-ai folosit. Ce trebuie să înțelegem din acest lucru? Că prin energia cuvintelor noastre, noi, iubiții mei, noi ne construim atât prezentul cât și viitorul. În aceste cărți pe care le vedeți pe această masă, încerc să explic celor care au urechi de auzit să audă cât de mare este Dumnezeu și cât de minunate sunt lucrurile sale, și mai ales în cartea Sacroterapia și în cartea 135 de cuvinte, și te iubesc și tu mă iubești,
le dau tinerilor răspuns, și nu numai lor, la întrebările care îi frământă, ce să fac, de unde să-mi încep viața și cum aș putea să-mi schimb viața. Vă rog să priviți în jur, în familiile voastre, câți tineri sunt dezorientați, câte fete tinere, din păcate, cad în plasa mojiciilor, a ofertelor financiare pe care unii bărbați, de altfel numiți în ghilimele, de cei de teapa lor, vânători, le găsesc și profită de sărăcia, de naivitatea și de dorința lor de a trăi mai bine. Acestea, din păcate, ajung să-și vândă trupul, ajung, din păcate, să mintă și să trădeze și să distrugă căsnicii care au fost construite în ani prin jurământul pe care l-ați depus sau el sau ea l-a depus în fața Sfântului Altar, în fața lui Dumnezeu, că până la moarte vor rămâne uniți și fideli. Și din păcate acest lucru nu s-a întâmplat. Și o altă problemă pe care oamenii nu o înțeleg este legată de caldul și recele pe care îl aduc în viața lor, pentru că dacă astăzi ești cald și mâine ești rece, dacă astăzi ești bun și mâine ești rău, așa cum se întâmplă în multe, multe cupluri. Azi e bine, e soare, mâine e furtună. Ajung soțiile să-mi spună: părinte, mi-e și teamă să mă bucur de binele care îl trăiesc astăzi, ca nu cumva mâine să încep să o luăm de la capăt. Nu vedeți cât de ușor ajunge să vă certați? Nu vedeți cât de ușor ajungeți să vă urâți și să vă blamați pentru lucruri de nimic? Aveți motive serioase? Și vă spun că nu. Ce vă lipsește vouă? Că aveți bani, aveți mașină, aveți o casă. Vă lipsește, iubiții mei, comunicarea și sfințenia. Și știu, ați auzit și auziți la biserică multe predici, auziți la posturile de televiziune de specialitate vorbindu-se despre Dumnezeu. Dar ceea ce n-ați auzit și ceea ce n-ați înțeles, că există sfinți pe care Dumnezeu ți-i trimite în calea ta și Dumnezeu ți-i rânduiește să apară în viața ta tocmai cu acel scop de a-ți schimba viața și de a-ți elibera, de a-ți elibera sufletul tău de suferință. Despre acest sfânt vă vorbesc eu astăzi. Despre Sfântul Pangratie, marele ocrotitor și zbăvitor de necazuri. Și fericit să țineți minte ce vă spun, va fi acel om și acea familie care îl va avea în casa lui. În numele Mântuitorului Iisus Hristos vă spun că fericit și fericită va fi acea familie care îl va avea în casa lui și îl va primi cu bucurie. Voi, mamelor, dați-le copiilor voștri, dați-le copiilor voștri șansa de a își deschide ochii și de a trăi realitatea acestei lumi în credința cu Dumnezeu și prin Dumnezeu și de a-i scăpa de viclenia și răutatea oamenilor care nu fac altceva decât să-i folosească ca marionete, nu fac altceva decât să-i păcălească și să le promit o viață care nu are nimic de a face cu realitatea a ceea ce trăim noi, cei care îl iubim pe Dumnezeu și care știm că avem ceva de înfăptuit în această lume, să lăsăm ceva frumos în urmă și să ne bucurăm împreună de tot ceea ce este frumos. Frumosul este atribuit lui Dumnezeu, iar urâtul este de fapt ceea ce nimeni nu își dorește, este atribuit demonilor. Dar ce mulți nu vedem, că suntem stăpâniți de duhul mâniei,
Suntem stăpâniți de duhul răutății, de duhul bârfelor, de duhul trândăviei și al grijii de multe, așa cum este rugăciunea care se citește în post. Duhul trândăviei este de fapt comoditatea despre care eu vă vorbesc. Ce să mă duc eu la biserică, mai bine dorm, mă întorc pe dreapta. De ce să merg eu să mă rog? De ce să merg eu să mă împărtășesc? Sunt prostii? Spun mulți. Și vă spun că nu sunt. Sunt de fapt daruri pe care Dumnezeu vi le-a dat vouă să le folosiți cât puteți, până puteți. V-ați întrebat vreodată dacă un om bolnav sau care stă țintuit într-un cărucior ar avea șansa pe care voi o aveți să se ridice de acolo și să plece dimineața la biserică, sâmbătă sau duminică? Cât n-ar face orice pentru asta? Voi, din păcate sau din fericire, cum vreți să interpretați, aveți aceste daruri. Le puteți fructifica, dar trândăvia, nepăsarea, este mai mare decât dragostea pe care trebuie să o purtați cu recunoștință celui care a creat universul acesta, din care și voi faceți parte, să o purtați de Dumnezeu. Dacă astăzi ascultăm un om care vă vorbește, un om al lui Dumnezeu, și nu te-ai plictisit, înseamnă că sufletul tău este însetat de cunoaștere. Iar cei care v-ați plictisit, schimbați, vă rog, canalul, pentru că această emisiune nu este pentru oricine. Nu este pentru cei care vor să cârcotească, este doar pentru cei care vor să crească spiritual. Este de fapt pentru oamenii care vor să se înalțe, pentru că mâine, în emisiunea de mâine, vă voi dezvălui câteva secrete care țin de șansele pe care noi oamenii le avem de a evolua, de a ne depăși situația pe care o avem, de a ne depăși condiția pe care o avem. Și le mulțumesc acelora care mi-au ascultat sfatul ca ulterior să-mi mulțumească și să fie plin de recunoștință că Sfântul Pangrate le-a ales casa și a ales să le intre în casă. Îi rog pe cei care au inima curată și sufletul bun să ne ajute să îi construim Sfântului casă, să construim această raclă. Am făcut rost cu ajutorul lui Dumnezeu de un baldachin. Baldachinul însemnă locul unde este așezat racla Sfântului și cei care veți veni la biserică veți vedea despre ce vorbesc. Aș vrea să mă ajutați, pentru că am rămas datori, să-l plătim. Și să știți, și l-am rugat pe Dumnezeu de fiecare dată și pe Sfânt să nu-i uite pe aceia care din puținul lor sau din multul lor au făcut această jertfă, care cu ajutorul bunului Dumnezeu o vom duce la final, să-i construim căsuța Sfântului, racla la care copiii noștri, strănepoții noștri se vor închina de-a lungul veacului și vor spune atunci când vor atinge acel lucru sfânt, că și mama și tata, și fratele și sora sau bunicul, străbunica, au contribuit cândva și numele lor va fi scris în cartea vieții și în cartea cerurilor. Nu pot decât să vă invit pe cei care vreți să-L cunoașteți pe Sfânt, să veniți la bisericuța din lemn Sfânta Maria din Voluntari. Dar cei care sunteți departe de noi, să-L luați în casa voastră și odată cu El, repet, pentru cei care poate ați deschis acum televizorul sau ați schimbat canalele, că există o carte de rezolvare a problemelor voastre. Există un manual de îndrumare a rugăciunilor care trebuiesc citite și pentru ce trebuiesc citite. De exemplu, cei care vor să schimbe un loc de muncă, cei care vor să se căsătorească,
cei care vor să scape de datorii, în această carte numită Dezlegarea celor 7 noduri, care conține și un delemnul sfințit, care conține tămâie, care conține o brățară, ce sunt de altfel atinse de racla moaștelor pe care o avem astăzi, modestă, de moaștele Sfântului. Toate acestea aduc binecuvântare în casa omului care înțelege că așa cum ai nevoie de o trusă medicală pentru trup, ai nevoie și de o trusă spirituală pentru suflet. Vă rog, iubiții mei, să fiți înțelepți ca șerpi și blânzi ca porumbeii. Dacă sunteți în conflict cu cineva, dacă gândiți de rău, faceți pace. Fericiți sunt făcătorii de pace, ne spunea Hristos, că aceia fii al lui Dumnezeu se vor chema. Odată cu pacea pe care voi o veți construi, vă veți dobândi și pacea voastră. Odată cu renunțarea la judecata pe care o faceți față de unii oameni, veți obține și voi clemența și iertarea păcatelor care au adus cu ele judecata de care urma să aveți parte. Cu ce judeci, cu aceea vei fi judecat. Cu ce cântărești, cu aceea vei fi cântărit. Și cei care veți avea această intenție și dorință de a încerca experimentul paharelor și a cuvintelor, să vă amintiți că prin puterea cuvintelor voi vă puteți ridica, îi poți spune un om cât de minunat și frumos ești, sau cu aceleași cuvinte poți să-i spui opusul a ceea ce ai spus, ești urât, ești nepregătit, ca să nu zic altfel. Pentru că noi prin vibrația cuvintelor ne construim fericirea pe care o să o trăim de mâine încolo. Aș vrea să știți, iubiții mei, că dacă astăzi ai făcut un păcat, trebuie să faci 5 fapte bune ca el să-ți fie iertat. Aș vrea să știți că dacă astăzi voi, cei care mă ascultați pentru prima dată, ați înțeles mesajul că un sfânt vă cheamă la el prin gura unui om, unui om de rând. Vă cheamă la el sfântul ca să vă ajute să vă rezolve problema voastră. Știți, astăzi a venit la mine o doamnă care îmi spunea că din Anglia fiica ei a sunat-o și a zis: mamă, am simțit că trebuie să ajungi la acea bisericuță unde Sfântul Pancratie este acolo și știu că mă va ajuta. Atât de mult m-am bucurat să văd cum din alte țări străine sunt îndrumați oameni să vină și să vadă un loc binecuvântat de Dumnezeu. Și noi cei care suntem aici, la 10, 20, 30, 100 de kilometri, spunem: vai, dar ce departe este, ce greu este. Și atunci v-aș ruga să vă amintiți de ceea ce spuneam, Duhul Trândăviei, pe care cei care îl avem, dacă nu ne vom elibera de el, din trândăvie vom ajunge la lăcomie sau vom ajunge la alte păcate care îmbolnăvesc sufletul și odată cu sufletul îmbolnăvesc mintea. Și vă dau un exemplu simplu, depresia. Pentru că vorbeam de această boală, depresia, să știți că nu îl cuprinde pe om din prima. Omul devine trist în prima fază, medicina traduce această tristețe ca fiind anxioasă și dă vina pe timpul, că este schimbător, că e soare, că e umbră. Dă vina de multe ori pe anturajul celor care intră în această zonă de anxietate, dar din păcate prea puțin amintesc de faptul că omul care intră într-o astfel de stare, chiar dacă este credincios, are o problemă care nu ține de psihic, ci ține de suflet. Să știți că am văzut oameni perfect sănătoși care astăzi sunt foarte bolnavi și nu trupește, ci sufletește și cu mintea lor. Din păcate nu își pot aduna gândurile ca să mai construiască ceea ce au pierdut
sau să reconstruiască ceea ce li s-a furat prin încrederea și apoi dezamăgirea de care au avut parte. Vouă, celor care astăzi sunteți în anxietate, celor care astăzi sunteți în depresie, vă spun să nu vă pierdeți curajul, că atâta vreme cât un sfânt se va ruga pentru voi, și mă refer la Sfântul Pangratie și nu numai, aveți atâția sfinți, Sfânta Parascheva, de care v-am povestit în emisiunea trecută, Sfânta Filofteia, Sfântul Gheorghe, Sfântul Dimitrie al Bucureștilor, Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir, Sfântul Efrem, ajutător la cei bolnavi de diabet. Să știți că Sfântul Efrem este Sfântul Diabetului, așa cum Sfântul Pangrat este Sfântul Inimii. Dar, lăsând deoparte aceste boli, și îmi cer scuze că explic, poate și poate greșesc fără să realizez, că aceste boli, din păcate, țin de afecțiuni ale trupului de care trebuie să vorbească medicii. Eu vă vorbesc doar de bolile sufletului, care agravează bolile trupului câtă vreme energia care le provoacă este una distructivă pentru noi, pentru că celulele noastre sunt vii, ele primesc informație prin expunerea noastră și ele transformă cuvintele noastre în realitate. Dacă zilnic vorbesc de boală, aceasta va evolua. Dacă încerc să o ignor și mă rog ca Dumnezeu să înlocuiască suferința cu liniște și cu bucurie, la un moment dat, atunci când ignori ceva, acel ceva începe să te lase în pace. În încheierea acestei emisiuni atât de scurte, aș vrea să vă rog să ne rugăm împreună, să rostim împreună o rugăciune, o rugăciune pe care o știți cu toții și care, de altfel, conține o mare putere, și le recomand celor care trec astăzi prin anxietate sau depresie, cel puțin de 7 sau 10 ori pe zi, să citească sau să rostească rugăciunea Tatăl nostru. Rugăciunea Tatăl nostru este una dintre puținele rugăciuni cu efect imediat care aduce, prin rostirea cuvintelor ei, implicarea mai multor glande pe care organismul nostru le are, și mă refer la glanda pineală, la glanda care este glanda minții și care de fapt trebuie să fie curățată din când în când de prostiile, de stresul, de murdăriile care se prepară acolo. Și de aceea această rugăciune pe care o să o rostim împreună este și pentru liniștea sufletului vostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa pe noi să cădem în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Să fiți binecuvântați și Dumnezeu să vă ajute pe fiecare dintre voi să vă găsiți liniștea, sănătatea și fericirea. Doamne ajută!